Bună ziua! În locul în care s-a născut George Enescu și avem o femeie care, cum am spus și mai înainte, de trei ori femeie, care este primarul acestei frumoase comune, doamna Angela Toma. Am văzut că sunteți la 10-a ediție a Munții de Aur, aici în comuna dumneavoastră. Câteva cuvinte pentru știrihudești.ro. În primul rând îmi place că mi-a spus de trei ori femeie, dar mie mi-este suficient și o singură dată femeie. Într-adevăr, noi obișnuim și chiar cred că suntem la 10, dumneavoastră probabil ați auzit vorbindu-se, dar eu cred că chiar sunt și mai multe ediții, de când încercăm să îi sărbătorim pe cei care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Ați văzut că sunt foarte entuziasmați, își amintesc de tinerețea lor și probabil își dau seama că încă mai au de trăit și sunt luați în seamă de cei de la primărie, de noi, administrația locală, dar și de cei de alături, pentru că întotdeauna le spun să mai vină cu nepot, doi, cu fată, băiat, tot ce au ei, pentru a se simți și ei în largul lor, măcar câteva ore, cu această frumoasă ocazie și frumoasă vârsta a lor, că până la urmă ați văzut că ei au început dansul înaintea noastră, fără să-i invităm. Deci sunt obișnuiți cu muzica, sunt obișnuiți cu dansul, au și muncit în viața lor, dar și atunci când e cazul de ură, ați văzut că greu să-i pornesc, dar ușor să pornesc și greu să-i opresc. Câți sărbătoriți ați avut astăzi? Noi astăzi am avut 12 perechi, dar la 3 perechi s-a întâmplat că nu au putut veni. Unul era în spital, unul el și-a fracturat piciorul, iar una din o doamnă iarăși spunea că nu poate rezista pentru că este slăbită, ia tratament pentru inimă și am înțeles-o, dar i-am rugat măcar să vină unul din ei, pentru că se mai întâmplă. Cei care au și o vârstă mai înaintată, întotdeauna au și mai multe boli și mai multe greutăți și atunci îi înțelegem, dar măcar vin unul din ei și povestesc acasă. Noi le dăm și partea care li se cuvenea, meniul mesei ajunge tot la ei și se bucură și asta este un lucru pe care îl obișnuim să-l facem, pentru că în fiecare an am avut și din cei care nu pot veni toți. Deci, noi vă mulțumim și vă dorim mai departe să duceți această tradiție și sper că mai aveți și la anul, cred că, să sărbătoriți. Vă mulțumesc, sigur că și la anul o să facem, pentru că nu ne putem opri niciodată, că s-ar supăra cei care la anul împlinesc. Noi deja i-am căutat și am văzut, ne dorim să ajungă toți, toate perechele. Perechile, vedeți dumneavoastră că de la fiecare an lipsesc, sunt mult mai multe căsătorii în registrul de stare civilă, numai că unul din ei sau chiar amândoi nu se mai află, fie că au plecat la cele veșnice, fie că alte localități. Și atunci îi luăm numai pe cei care sunt și cei care îi găsim acasă, să-i putem invita. Și pentru dumneavoastră vă doresc mult succes și tot ce faceți să fie într-adevăr pe plafon. Și noi vă mulțumim și felicitări. Mulțumesc din suflet încă o dată.